Salutare, cea și bine v-am găsit la o nouă reacție. Astăzi o să reacționez la Andreas. Imogen mi-a cumpărat o mașină nouă. Să vedem ce mașină i-a cumpărat Imogen lui Andreas. Înainte de asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share și un subscribe, pentru că peste 90% dintre voi nu sunteți abonați. Și m-ar aștept enorm de mult dacă v-ați abona canalului, ca să ne strângem și noi o comunitate cât mai mare. Și un share să vadă și prietenii voștri. Așa că dăm și noi un like la Andreas, la clip. Da și voi un like aici și lui Andreas. Și haideți să vedem ce mașină a cumpărat Imogen lui Andreas. Mai stăm foarte mult pe gânduri, să trecem imediat la clip și stați până la final pentru că urmează tot felul de peripeții. Și nu uitați să apăsați pe butonul acela de subscribe pentru că am făcut 50.000 de abonați și ușor, ușor mergem către goalul nostru de 100.000 pe care ni-l dorim din tot sufletul și doar cu ajutorul vostru este posibil pentru a ne îndeplini acest vis. A degenerat situația, fraților, ia uitați-l pe ăsta ce face. A văzut-o, a dat-o tură cu ea și vrea să o cumpere acum. Sună să facă rost de finanțarea necesară să o ia acum, omul e nebun la cap, efectiv. Deci când îi se pune pata pe ceva, omul începe să vorbească la telefon și pleacă de lângă tine. Deci e clar că omul e fier să ia Tesla astăzi. Cum a spus și Dima mai devreme, totul a fost foarte spontan. Să vă fac un mic rezumat pe hârtie, am venit cu Dima să-și vândă mașina la Parla Matei. Aici mi-am întâlnit marea iubire și pe loc m-am îndrăgostit. Din totdeauna mi-am dorit foarte mult o Tesla, așa că Matei a fost foarte amabil și mi-a spus: "Nu vrei să o conduci ca să-ți faci o idee, ca să nu dai banii vreodată pe ceva și la final să fii dezamăgit." Așa că am acceptat propunerea lui și pe loc am plecat cu Dima la o tură. Și din momentul acela am simțit că trebuie să... Ei, s-a abonat cineva canalului, mersi mult de abonare. Dacă vreți să apăreți și voi în următorul clip, abonați-vă și sunt șanse să apăreți pe ecran. Așa că dați acolo un subscribe. Plec cu ea acasă. Așa că mi-a venit o idee și mi-am adus aminte când îmi spunea fratele meu Imogen în urmă cu câteva luni să nu ezit niciodată să-i cer ajutorul. Pe moment am apreciat foarte, foarte mult propunerea lui, pentru că ce naiba, nici mama nu mi-ar da 20.000 de euro fără să stea pe gânduri. Am simțit că acesta este momentul perfect pentru a-i cere ajutorul și am apelat la el și bineînțeles că nici măcar nu a stat pe gânduri și m-a ajutat din tot sufletul. Acum, singura problemă pe care o are mașina e că trebuie să-i dăm banii înapoi. Am vorbit cu Imogen și mi-a trimis 20.000. L-am convins. Da, frate, 20.000. Ok, deci asta ai fost. Da, frate, mamă, de acum mă... Deci Imogen i-a trimis lui Andreas 20.000 de euro ca să-și cumpere Tesla asta, probabil. Gândesc-vă că trebuie face... Băi, eu cred că Imogen a crezut că îi fac un prank în care îl sun să cer bani la prieteni, știi? Și mă rog la început că, bă, cred că sunt timid, am uitat pinul de la card, am uitat asta. Oare el chiar crede, oare că e un prank? Asta, să știi ce am trimis? Bă, nu știu, gen, mi-a trimis, dar nu, i-a zis că vrea să-mi iau o mașină, era super așa, bă, oricum el mi-a zis mai de mult, bă, și pe care să chiar îi mulțumesc foarte mult, pentru că nu cred că ar avea oricine curaj să trimită așa gen 20.000 de euro, nici asta pe gânduri, frate, gen. Dar cine are 20.000 de euro? Și gândește, nici asta pe gânduri și mi-a pus direct bani în cont, i-a zis că m-am nevoie de 20.000 de euro să-mi cumpăr o mașină. Și mi-a zis că da, că ce mașină, mi-a explicat că Tesla, că am văzut-o la Matei. Și mi-a zis că da, frate, să trimit acum, bă, nici măcar nu m-a întrebat ce faci cu banii, cum faci, de ce trebuie, adică nu a pus prea multe întrebări. Mi-a trimis, mi-a zis imediat, mi-a zis dăm repede un cont și trimit bani. Și mamă, e, mamă, nu știu, sunt foarte emoționat pentru că am zis că nu o să investesc într-o mașină momentan, că pui bă, da, am mers cu ea și mi se pare genial și cred că e o oportunitate de a o cumpăra. Mașina o să coste că 29.000 de euro, o să mai dau eu 9.000 de euro lui Matei separat și 20.000 de să-i înapoiesc din Imogen acum astăzi, sunt dator vândut. Și ca să înțelegeți ironia sorții care a fost, am venit cu Dima să-și vândă mașina aici la fratele Matei. Și ai plecat cu alta. Am plecat cu alta, dar cum crezi că s-a întâmplat? Efectiv, eu îmi doream de foarte mult timp o Tesla și care mă urmăriți știți că de foarte mult ori am spus că îmi doresc foarte, foarte mult o Tesla. Și mi-a zis Matei, bă, uite, înainte să dai banii pe o Tesla, ia și mergi cu ea, vezi cum e, dă-i o tură și dacă îți place, poate pe viitor o să-ți iei. Bă, în momentul în care am dat o tură cu ea, deci mi s-a părut diferență totală față de absolut orice mașină. Când m-am întors după tura cu mașina, am zis Matei, o vreau, o cumpăr acum, gen. Nu m-a luat nimeni în serios. Matei se uita la mine și făcea de actele fapt, acolo. De fapt, stai, a fost un pic diferit. Lasă-mă să te corectez. Te rog. Prima oară mi-ai scris pe Instagram la mai de mult. Da. M-a mai întrebat ceva legat de Tesla, nu mai știu exact ce. Te-am întrebat cum este, cum... Da, gen de ca părere. După aia, când a venit Dima să lase mașina în consignație, ai zis că vrei să mergi cu ea, ți-am zis, da, pleacă cu ea, m-a întrebat dacă vrei să pleci toată ziua, da, du-te, că nu, să te duci pe la prieteni, băiatul, efectiv, a vrut să-mi dea mașina să merg cu ea, adică la modul să fac de cap. Da, eu am crezut că vei pleca cu ea, te vei întoarce și după aia te gândești dacă vrei să o iei sau nu. Și după aia te-ai plimbat doar pe aici prin cartier, nu știu unde ai dispărut, că ai plecat vreo jumătate de oră cu Dima pe undeva, nu știu unde a fost. Și după aia când te-ai întors, eu făceam ceva, nu mai știu, mi-ai zis, bă, eu gata, eu o iau acum. Da, gen fix așa a fost, gen nu exagerează omul cu nimic, nici eu nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam, adică eu nu, zic sincer, eu nu m-aș fi așteptat să o cumper pe loc atunci, gen bă, fix atunci, poate că seara când te întorceai. Pata, efectiv, și tocmai de asta nici n-am vrut să merg cu ea, pentru că știam că, bă, eu
o să fie totul prea din scurs, că o să vreau neapărat și bă, în momentul ăla deja mai stat pe gânduri și efectiv am sunat pe Imogen, am făcut transferul de 20.000 de euro și îi mulțumesc mult lui Matei că s-a finalizat totul repede, acte absolut tot, deja e... La noi merge repede cu treburile. Așa dar cum am văzut și mai devreme cât de random a fost și de spontan a fost cumpărarea acestei mașini, haideți să vă arăt ce dotări are această mașină, cum arată pe exterior și cum arată și în interior. Prima dată începem cu motorul și pentru că această mașină este diferită față de toate celelalte electrice pe care l-ați văzut, vine cu două motoare, unul dintre care pe benzină, iar celălalt electric. Haideți să vă arăt cum arată motorul pe benzină. Aveți promo codul Andreas pentru reducere de până la 55% pe Mobile Fox. Și acum, haideți să vedem cum arată. Dacă aveai Mobile Fox. Dacă era Mobile Fox, mai spăr. Este cea mai diferită mașină pe care ai, că benzină dacă e. În cazul în care rămâneți efectiv în pană, acest balon legat de mașină se umflă și mașina efectiv zboară. Da, aici mai avem încă un încărcător, mai avem foarte mult loc de depozitare în cazul în care dorești să pleci la drum și mai ai nevoie, nu, să mai pui un troller, să mai pui ceva. Avem aici un cui de tractare, să sperăm că nu o să avem nevoie niciodată de el. Ea arată foarte bine din față. Dacă vă uitați așa la această mașină, felul în care arată, duce undeva, nu știu, dacă mă întrebați pe mine, undeva un Porsche, bine, mă scuzați, nu este exact Panamera. Nu este spălată mașina, din păcate, pentru că se murdărește foarte repede. Am spălat-o ieri, dar nu prea ține culoarea albul ăsta, nu prea ține culoarea aia. Urmează să schimbăm și numerele. Am vorbit acolo cu Radu Ștefan, a spus că ne pune niște numere magnetice. Deci Radu, dacă vedeți clipul acesta, te rog frumos să vii aici cu niște numere magnetice pe această mașină. Farurile nu sunt cele Matrix, dar în schimb arată foarte, foarte bine. Cel puțin pe timpul nopții ai o vizibilitate foarte bună. Efectiv îți albește șoseaua. Deci mi se pare că se vede bestial. Se vede mult, mult mai bine decât se vede la F10. Mi se pare absolut incredibil. Avem niște capace efectiv de Tesla care, ce credeți că fac aceste capace? Îți mărește range-ul mașinii. De exemplu, dacă eu l-aș da jos pe aceste capace, nu mai intră aerul în roată și nu mai împinge mașina, nu știu exact care. Interesant. Cum e mai aerodinamică. Efectiv îți cade consumul. Asta mi se pare super tare, dar mi se pare că arată mult mai bine așa decât cu ele date jos. O să vă pun aici o poză cum arată, pe să iau din vlogul celălalt și să pun o poză. Așadar, avem și un portbagaj foarte, foarte mare pe spate în cazul în care dorim să plecăm undeva. Avem aici avem un mic gunoi acolo, bineînțeles, dar nu este asta problema. Produsele, bineînțeles. Mamă, ce are aici, bă? Da, hai că nu sunt lui Dima dacă e. Sunt ale lui Dima, băi, spun că Dima își vinde mașina, aveți anunțul efectiv în descriere pentru cine este interesat să o cumpere. Mi se pare încă o dată o chestie foarte tare, nu știu exact cum o să mă descurc iarna cu chestia asta. În momentul în care o să înghețe mașina, pentru că dacă vedeți, dacă faci așa o crusă de gheață, nu știu cum o să mai pot să mai deschid această mașină, dar mi se pare absolut genial sistemul acesta. Avem foarte, foarte, foarte mult loc. În cazul în care, nu știu, plecăm la drum sau așa mai departe, acum sunt scaunele date în spate și totuși, dacă după cum vedeți acolo, încă mai este suficient loc la picioare. Așadar, afară este foarte frig. Hai să vă arăt și cum este în mașină. Mașina vine din fabrică cu un piano black, după cum se vede aici, mi se pare extraordinar, dar mai avem niște mici retușuri pe viitor să le facem, după cum se vede aici, este puțin zgâriat, dar nu foarte mult. Exact, e la detailing, dar ceea ce mă surprinde foarte, foarte mult este spațiul de depozitare. Bă, te rog eu, arată un pic cum se deschide asta. Nu, închide-le de tot. Ok. Arată în ce ordine se deschide astea, da. Deci, prima dată când se deschizi capacul ăsta, trebuie deschis capacul ăsta. Ăsta trebuie să apeși aici jos. Bam, așa, l-ai deschis pe ăsta, da? Pe ăsta, primul. Și acum? După care, următorul. Îl deschizi pe ăla. Pe ăla, după aia pe ăsta. Da. Îi dai drumul și aici am foarte mult loc de depozitare. Dar da, nu este mult. Doar ăsta care, efectiv, că poți să bagi o sticlă de cola lejeră aici astea la rece. Pentru bă, că, cum se vede, are și aerisire unde îți răcește aici jos, gen, are frigider, efectiv. Serios? Da. Și mai avem, ce credeți? Încă un spațiu, încă un spațiu de depozitare, care și acesta se combină, nu se combină cu ăla. Nu, no, deci no, ok, deci mai aici încă un spațiu de depozitare. Bă, e destul de mult. Bă, e foarte mare. Auzi? Adică... Da, cu parchetul ăsta pe bord, ce faci, mă? Bă, cu parchetul ăla o să lăsăm acolo oamenii în comentarii să ne spună dacă ce trebuie să mai schimbăm pe la mașină și, bineînțeles, o să țin cont de părerea voastră și poate de ce nu o să facem. Bă, nu, eu zic schimbări. Să nu schimb asta niciodată, mie îmi place rău de tot. Îți place? Bă, pe bune, îmi place. Bă, parcă duce așa un pic, nu știu, a, dacă doamne... Acea parche. Dacă doamne vrei să încinge de la căldură iarna, vara și facem foc aici de tabără. No. Auzi, mă, vârule, dar ți-a plecat bordul. Unde bordul? Băi, din ce am văzut, pe AliExpress, pot să-mi pun efectiv o navigație, este 900 de lei, este compatibilă cu navigația mașinii. Gen, ce fac pe asta, fac și pe asta, dar nu e ciudat să nu, noaptea, să nu ai... Nicio lumină în fața ta, adică băi, nu mai e bord. Da. În prima seară când am ieșit cu ea afară, mi s-a părut așa foarte, foarte macabră, nu știu, foarte întunecat totul, dar ulterior te obișnuiești. Adică este foarte liniștită în timpul nopții și nu te bat lumini în loc foarte mult. Și mi se pare din nou foarte tare pentru că, bine, navigația o poți seta să îți cadă intensitatea pe timpul nopții și atunci nu te mai supăr loc. Și efectiv totul e foarte liniștit și ai foarte multă vizibilitate. Luneta se continuă cu acest panoramic, e un singur stâlp aici, probabil de rezistență, și după aia se continuă iar, deci toată mașina este un geam total. O să vreau să-i mai punem pe interior, după cum se vede modelele noi de Tesla. Uite, vedeți? Exact ce vă spuneam, nu am încurcat în... încurcat în puzzle. Trebuie ăsta, mai întâi ăsta și după aia ăsta.
aici, la modelele noi de Tesla, ele vin cu ambientale din fabrică. Bă, ar merge un ambiental. Exact. Știu unde aș pune undeva aici să bat așa un pic lumina și să nu se vadă banda de LED. Aici zic eu că ar merge un ambiental. Dar zine de cai. Mașina dezvoltă undeva la 500 de cai electrici, adică o să vă arăt, o să facem pe un 0-100. Ce minte, are 441, bă. 441 are? Eu așa știu. 441? Ah, ok, atunci. Doar mașina motor. Are 441 de cai, deci apare nu are 500 după o mică căutare, dar deci are 441 de cai, bine. Diferența, dacă mă întrebați pe mine, se simte, cred că zic, nu să vorbesc prostii, ca la o mașină de 500 de cai pe benzină, cred că simți cam aceeași. Păi hai să facem 0-100. Dar n-avem aici loc. Păi nu facem aici, plecăm și noi să dăm o tură cu ea, nu? Bă, chiar sunt curios, n-am făcut niciodată 0-100. Chiar am făcut niciodată. Geamul peste bani, nu pot să fac launch control pe ea, nu-mi dă voie. Nu cred. Da, nu-mi dă voie, spune că nu este modelul cu launch control. Nu trebuie launch control. Da. Îi dăm direct așa. Îi dăm, păi hai să luăm la o tură, mă, să vedem care-i treaba. Bateria pe mine avem 67%, având în vedere că am încărcat aseară până la 80. Avem 313 km momentan. Mașina încoată este varianta long range, varianta dual motor. Și mi se pare că undeva cu full-ul făcut la 100%, am undeva la 500 de km range. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă este suficient sau nu. M-am obișnuit de fiecare dată în clipuri cu premii. De data aceasta, premiul vine din partea celor de la Kiris. Iau serviciul în ajutorul nostru și vă oferă vouă șansa de a câștiga aceste premii. Premiul pus la bătaie în acest clip este această tastatură de gaming. Tot ce trebuie să faceți este să dați tag pe Instagram story la Akiris și bineînțeles mie pentru a vedea story-ul vostru. Câștigătorul va fi extras într-o săptămână de la postarea dacă acestui videoclip. Dacă vreți să participați, ce aveți de făcut? Un simplu tag pe story, nu? Și pe o săptămână, dacă sunteți din București, vin eu personal și vă mânesc premiul. Haide! Deci hai să vă arăt opțiunea mea preferată de pe Tesla. După câte vedeți aici, vede toate mașinile din jur, dacă observați. Doar că nu vede tramvaiele, nu știu de ce. Chestia asta, cred că la Elon Musk acolo l-a făcut Tesla, nu erau aici. Da, da. Băi, deci la emisie aici este opțiunea mea preferată, fiți atenți. Deci muți aici perna unde vrei. Uite, de exemplu, aici vreau să mut emisiile spre stânga și ia vedeți emisii ce se scot aici. Băi, am mâncat de la salată, frate, scuze. Chiar bășină la cerere. Pot să aleg modul de bășină, fiți atenți. Pârț aleatoriu. Să vedeți cât de tare chestia asta, bășină la semnalizare. Ia dă-i semnal. Nu cred. Deci dacă aveți pe cineva cu voi în mașină și face constant gen. Dubla 2 ca nu. Și cum n-am tras cu fără am filmat până acum 15 minute și n-am văzut și acum am atât de entuziasm de la da, de suntem aici din nou cu Imogen. Cum te simți că mi-ai împrumutat 20 de mii de euro să-mi cumperi o mașină? Nu mai așa spus prima oară. Vezi mașina aia galbenă de acolo, uite, arată mașina aia galbenă de acolo. Eu nu m-am angajat cu ziua de mine ca să aibă grijă de asta să nu moară. I-a angajat în Dubai de la ideea FBA, ideea cu microfoane, cu dale. Bă, chiar îți mulțumesc din suflet. O dată, o singură dată mi-a spus Imogen, ții minte, și acum ziua în care mi-a spus, bă, dacă vreodată ai nevoie de bani să-ți iei o mașină, nu uita să mă apelez la mine. Și am apelat la el. Să mă apelez la mine? M-a făcut vlogul ăsta că nu cere destul de lume bani mult. Hai. Da, deci îi mulțumesc din suflet odată pentru că a avut încredere. Și acum hai să mai stăpăm. Dă și 20.000 de euro, mă. Cine, mă? Stresul ei, dă și 20.000 de euro, că până mi dă asta înapoi. Bă, o să încercăm să le sping cât mai repede, donați, așa, și mai avem acolo, mai trebuie o mașină acolo, se vândă cealaltă din spate, dar asta e. Ăsta este frigiderul pe care l-a achiziționat. Acum hai să vezi pe ce ai dat banii. Haideți să ne plimbăm cu tu, mașină. Dacă vrei. Asta se pune direct pe TikTok și pleacă sponsorizarea. Tu să nu bei cola, că îți face rău și cine știe ce bă. Eu nu beau, nu beau. Trebuie să ai grijă de el acum cu aia 20.000 de euro dat cu euro, cu toate ele. Acum poți și tu să condus să vezi tu pe ce da banii și cum e. Da, foarte important, copii, să ne punem centura, așa cum spune legislația românească. Trebuie să avem centura să nu facem cine știe ce. O foarte frumoasă mașină, la exterior, interior, puteți să observați, termopane, tot ce trebuie. Aici plinta aceasta care... Bă, dar pe bune, ce părere ai de chestia asta? De plinta asta? Fiu al dracu, dacă te miști că sunt la mașina aia, numai aia de cusă, de cusut. Apasă și tu pe butoanele astea, poți să pleci și eu? Fie, dă-i în sus. Și să mai acuiești, dă-i volan, mă, dă-i ăsta. Aha, dar oglinda aia cum e ajustat? Văd în canalizare în oglinda aia. Hai, mă, deschide ușa, mă. Stai, mă, că am o telecomandă, m-a zăpăcit. Da, am telecomandă. Păi vreau să-mi plăcea când vă chinuiați. Acu, dacă o calci, ne-am dus. Nu, e adevărat. Aoleu! Direct lângă mamaia mă duc dacă mai apăs o dată. Tu faci stânga, mergi așa, e gata. Doamne! A prins-o pe doamna. Doamne, ne omor, doamne, copii tineri. La 37 de ani. Sardo. Am dat semnal, mă, că nu știu cum se dă, dar aici am dat cu mâna, că nu știu cum se dă semnal. Da, mi aștept să ajung acasă să mă joc Sims. Uite-l pe la ce pe pasarelă. Cum deschid geamul, mă? Pune mâna, te donează, mă! Săran, s-a fumat mă, dar aici săran, că jignind țăranii, care țăranii sunt niște oameni cum se cade. Gata.
A plecat racheta sau moară mama dacă te mint. Știi ce era asta, nu? Urmărirea de la rachetă, mâncați-și, bă. A zis că... Îl vezi pe ăsta cu Mercedes-ul? Da. Nu-l mai vezi. Mergi cam prost ăsta cu Mercedes. Mi-ți că mergi cam prost, ăsta îmi dă flash-uri. Elon Musk! Donează și mie pe taie strip, băiatul meu! Să recuperăm. Ce dracu asta le... Asta le fac eu, dracu. Ce semnal drept? Ce semnal drept, mă? Băi, ce faci, mă? Ce vrei, mă, de la Luca tradițional, mă? Stânga pe aici? Băi, Mădălină, bă, dar ce ai mâncat, băi, Mădălină, băi? Așa, mă, băieți, suntem aici cu Gami, Zbâr, Robinet, care nu se uită în jos și Pain. Haideți să vedem. Salut. Ce reacții vor avea la noua mașină. Mamă, să fiți surprins rău de tot. Cred că n-au mai văzut așa ceva. Nu ați văzut în viața voastră. Zbâr nici măcar n-a condus-o. Ba, da, bă, da. A, o știi. Da, bă, mamă, dar dă-i jos capacele. Te dau jos? Da, fii atent, mă, mi se pare că deja a degenerat situația aici. De la bia am ajuns. De la o reacție din montă mașina. A, ce mișto e, pune capacul înapoi. Trebuie un capac aici. Bă, chiar sunt tar, bă, dar pune capacul înapoi. Dacă îi pune acolo. Da, mai poți. Andreas, invers, spatele alta. Abia a luat-o, stai niște. Încă nu. Mamă. E foarte tare, gen. Gen, cred că următoarea mea mașină o să fie un Model 3, că îmi place super mult. Bă, dar ziceți voi parchetul ăsta dintr-o, cum zic ei, mie îmi place rău de tot, nu știu. Mamă, eu sunt regele la parchet în mașină, adică. Avem noi un prieten și zice, mamă, ce mobil ai în casă. Mamă, dracu. Ia vezi un gamiș, pregătit? Asta e aia de că ai puțin sau că ai mulți? Are 500. Ce? A, da? Da! Mă. La 100%? Aia n-am putut să vorbesc. Gata, gata, Vomit, mi-e rău. Murim. Ne-o murim. Suntem pe teren privat. Da, totul e semn cosmopolis. Bă, chiar trage, gen. Da, mă, dar mi se face rău. Suntem și, mamă, 4-5 mașini. Am 100 de kilograme. Mi s-a făcut rău. Bă! Vomit în mașină. Mamă, asta-ți trebuia ție, Andreea, dă-te dracu. Să tu nu mergi, nu mergi așa. Nu era ok cu smartul ăla. Da, s-a murit și a luat ăsta mașină, sunt bă. Pătăia, cât ai tu? Tot 500 și? 680. Ah. Atunci, ce să mai jăm că... Aoleu, aoleu. Păi, dacă pentru Zbâr asta nu-i nimic, gen. Ce nu găsesc, bă? Mi-e rău. Mi-e rău, dă-te că vomit. Bă, nu-i așa rău. Mi-e vomit. Bă, ia-l pe pein, dă-l pe pein, ia. Nu, lasă-și, bă, cum deschid? Zi-mă cum deschid ușa. Nu merge, fără că te ridică. Ok, și asta a fost mașina lui Andreas. Mie, sincer, îmi place Tesla-ul. Scrieți și voi în comentarii ce părere aveți de Tesla. Deci, faza cu Imogen a fost că i-a dat 20.000, ați văzut. Hai să vedem ce mai scrie lumea prin comentarii. Ia, cum vi se pare noua mașină? Scrieți și voi în comentarii ce părere aveți. Ce modificări vreți să îi aducem pe viitor? Ia să vedem ce a scris lumea. Felicitări, bros, o stăpân sănătos. Că despre Imogen cel mai dulce caracter, bă, corect. Adică să ai încredere să-i dai unui prieten 20.000 de euro, nu de lei, înseamnă să ai mare încredere în el. Sau să pune sănătos și fără incidente, drumuri bune, bravo ție și respect Imogen. Bravo, bro, mă bucur mult pentru tine, de la Colo, de la Dima, respect Imogen. O să pune sănătos, felicitări, respect, felicitări, bine, Andreas. Nicușor, salut Albina, te pup, felicitări, bro, și o să pune sănătos. Și cam asta a fost reacția, scrieți și voi în comentarii ce părere aveți, dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și subscribe, să ne strângeți și noi cât mai mulți. Iar noi să ne vedem pe următorul episod. Ciao!